Salut! Tocmai am avut o super ședință cu fetele SMART, care acum a de dezbătut ceva important. Și vreau doar să vă spun că este extrem de important că e la stat, că este la privat. Hello, Maria! Fac un video. Că este la stat, că este la privat, este extrem de important ca noi profesorii să ne strângem și să vorbim autentic despre probleme de la clasă, să împărtășim și în toate discuțiile noastre să fim asertivi. Adică, de foarte multe ori se întâmplă ca cineva să aibă o părere contra majorității și să-i fie foarte frică să și-o exprime pentru a nu fi văzut nu știu cum, pentru a nu se simți neacceptat. Dorința asta de acceptare este atât de mare încât și atunci când avem o părere de care suntem foarte siguri, suntem foarte siguri pe noi și suntem foarte pasionați de lucrul acela, ne este frică să-l spunem într-o conjunctură, într-un grup mai mare, pentru că ne-am simțit poate neacceptat și toți ceilalți mi-ar sări în cap. Eu cred la SMART și încerc foarte mult să modelez această asertivitate în grupul meu de fete, în care să ne spunem părerea, să spunem că eu cred că este altfel și uite de asta și să facem fiecare cu foarte multă, cum să zic, asumare și fără frica de a fi judecat sau neacceptat. Chestia asta că nu mă simt acceptat, dacă am o părere diferită și trebuie să fiu de acord cu toți ceilalți și să zic la fel ca toți ceilalți, este un lucru care subminează extraordinar de mult progresul. Foarte mult progresul. Și trebuie să modelăm între echipa noastră, dacă suntem manageri sau suntem directori, și în școlile noastre, în clasele noastre cu copii, răspunderea libertatea propriei păreri și susținerea. Da? E ok că tu gândești așa, eu gândesc altfel, ne justificăm și let's agree to disagree. Hello, bună ziua! Ce faceți? Fac un video.